CSC Dumbrăvița a reușit o remiză scor 1-1 în compania formației Phoenix Buziaș în ultimul amical al iernii desfășurat pe teren propriu. Gafa portarului Cătălin Trifon a făcut ca formația oaspete să preia conducerea încă din primele minute ale partidei. Cristian Grancea a punctat pentru 1-0. Egalarea pe tabela de marcaj a dus-o Cristian Gavra din lovitură de pedeapsă. Da, din păcate greșeala asta care am făcut-o la începutul meciului n-are importanță acum că a greșit Trifon, dar chiar am vorbit cu el în zilele trecute și am zis începutul de meci să nu dăm cadouri, să nu facem cadouri în începutul de meci, să joace la siguranță. Din păcate eu am auzit. Încă o dată, nu am absolut nimica cu el, că se întâmplă și la case mai mari. Dar aveam nevoie, cred că astăzi, aveam nevoie de o victorie, aveam nevoie de un meci bun. Da, trebuie să recunosc că e un rezultat surprinzător pentru noi, nu neapărat din punct de vedere valorii, cât din punct de vedere al etapei de pregătire în care ne aflăm noi. Eram la finalul celei de-a patra săptămâni, o săptămână în care am programat antrenamente foarte tari și chiar surprinzător pentru mine modul în care au arătat din punct de vedere fizic băieții noștri în această dimineață. De asta am spus că este un rezultat surprinzător. Cred eu că este rezultatul motivației suplimentare. Noi venim dintr-un eșalon inferior, clar că ne-am mobilizat și ne-am motivat un pic mai mult.